trebuie să subliniez faptul că în acest an avem un salt al calitativului și cantitativ al lucrărilor care au fost anunțate spre prezentarea la Secția de Comunicări Științifice. Vorba de o scurtă istorie în sensul ăsta, cu câțiva ani în urmă, așa cum arată și site-ul facultății, numărul de studenți al facultății reușea doar să participe pe două secțiuni care o secțiune de mediu și agricultură și una de inginerie mecanică și inginerie electrică. În timp, fiecare specializare a încercat să dea o mărță proprie lucrărilor rezultate din preocupările științifice ale specializării respective și, în acest moment, am reușit să avem 4 secțiuni, câte una de fiecare domeniu care a acreditat de licență în facultate. Dacă în ceilalți ani numărul maxim de lucrări ajungea undeva la 90, maxim 100, anul acesta sunt înscris 176 de lucrări, față de momentul de start, când am anunțat 168, între timp au mai venit lucrări și din alte cele. Referitor la latura calitativă, am lucrat peste lucrările anunțate, ele au un lucrări științific deosebit, le mulțumesc și colegii Doamnei, care le didactice, care cu certitudine și au consumat timpul și vă mulțumesc pe fiecare lucrare toate. Avem participare pentru prima dată de la liceile din Brăila. Avem participare de la Politehnica din București, de la Universitatea din Bacău, de la Universitatea Constantin Brâncoveanu din Brăila și din unul dintre participare internațională de la Chișinău, de la Universitatea Tehnică a Moldovei. Consider că toate condițiile sunt îndeplinite pentru studenții noștri care doresc să-și manifeste, să-și exprime rezultatele preocupărilor lor. Le doresc în continuare succes în sesiunea de comunicare.